Indemnizația oferită tinerilor medici care se vor angaja conform repartizării Ministerului Sănătății în sate va fi dublată, iar școlile cu un număr mai mic de elevi vor fi sprijinite în atingerea standardelor educaționale înalte. Proiecte în acest sens au fost aprobate în cadrul ședinței Guvernului. Potrivit Ministrului Sănătății Alan Nemerenko, indemnizația va fi achitată medicilor, farmaciștilor și specialiștilor cu studii superioare în domeniul medical în două tranșe, 120.000 de lei după 6 luni de activitate și 130.000 de lei după al treilea an de activitate. Pentru ca să avem o motivație de a atrage tinerii specialiști să lucreze în aceste zone mai îndepărtate sau rurale, plus la ceea ce am aprobat 2 săptămâni în urmă, prin care o hotărâre de guvern prin care rambursăm cheltuielile atunci când tânărul specialist locuiește într-o localitate, dar se deplasează pentru serviciu într-o alta, astăzi venim să propunem o indemnizație unică în mărime de 250.000 de lei specialiștilor cu studii în medicină. Mai mult, secretarul de stat al Ministerului Educației, Adriana Cazacu, a propus sprijinirea școlilor mici din țară prin crearea unui centralizator de mijloace financiare. Suma acumulată va fi gestionată la nivel național de către Ministerul Educației și Cercetării, iar banii vor fi alocați școlilor țintit pentru necesități, a mai adăugat aceasta. Modificările și completările au ca scop eficientizarea modului de alocare și gestionare a banilor pentru școli, asigurarea transparenței și corectitudinii repartizării alocațiilor bugetare pentru finanțarea instituțiilor educaționale. Resursele financiare acumulate în acest centralizator vor fi utilizate pentru proiecte de îmbunătățire a condițiilor de învățare, reparații capitale, dotări. Aceste proiecte vor fi selectate în bază de concurs și la ele vor putea participa instituțiile de învățământ primar și secundar. Totodată, ministrul Muncii, Alexei Buzu, a anunțat că începând cu data de 5 noiembrie curent, pensionarii își vor putea ridica de la poștă ajutorul unic în valoare de 2.300 de lei. Același lucru este valabil în cazul familiilor cu copii cu dizabilități severe, care vor beneficia de o plată unică în sumă de 3.000 de lei. Vreau să utilizez această oportunitate să anunț pe toți că începând cu data de 5 noiembrie, toți acești beneficiari care deja au fost notificați de către guvern, cu buletinul pot să se adreseze la oficiile poștale din țară pentru a ridica această plată. Amintim că pe data de 9 noiembrie, ministrul Muncii a anunțat că pensionarii cu o vechime în muncă de peste 40 de ani și cu o pensie mai mică de 3.300 de lei vor primi o plată unică în valoare de 2.300 de lei. În total, de acest ajutor vor beneficia 31.022 de pensionari din țară.